Hai, salutare oameni buni și bine v-am regăsit. Dacă recunoașteți personajul din spatele meu, este vorba despre dezbrăcat și este o reclamă la uși din lemn. Să vă spun să nu mai aveți încredere în reclame, în oameni care ne prezintă și ne spun recomand ușile best. Hai să ne uităm puțin. Și aici avem o ușă spartă de la Best. Ușa super recomandată de domnul Dezbrăcatu. Și acum vedem cum arată această ușă și care este interiorul ei. Deci are niște mici stinghiuțe. Da, are la partea inferioară și la partea superioară un stinghi de rigidizare și în rest este goală. Deci cum poți să faci reclamă la așa ceva decât să iei niște bani și să prostești niște oameni să cumpere niște uși de rahat? Cam asta e. Felonezie de slabă calitate. Uși de la Best. Așa că părerea mea este să nu mai cumpărăm produse în care diversi oameni publici apar și ne recomandă niște produse care sunt de proastă calitate. Cum este situația acestor uși, care din punctul meu de vedere sunt niște chinezării ordinare, dar cu recomandarea domnului Dezbrăcatu.